Constantin Ion era inginer și activat la Colegiul Grigore Moisil încă din 1992. Astăzi, în jurul orei 14 și 30 de minute, se afla într-unul dintre laboratoarele unității de învățământ, unde le preda elevilor studiul arcului electric de curent continu. Chiar în timpul orei de curs, dascălul s-a electrocutat la tabloul unde lucra și a fost aruncat cu capul de tablă sub privirile îngrozite ale elevilor. Imediat, copiii au fost evacuați și s-a sunat la 112. Medicii au încercat minute în șir să îl resusciteze pe bărbat, dar, din păcate, fără niciun rezultat. În câteva minute, la fața locului s-au deplasat reprezentanții poliției, Inspectoratului Teritorial de Muncă și a Inspectoratului Școlar General. La ora 14:30, doamna director a liceului Grigore C. Moisil m-a anunțat telefonic că în timpul unei ore desfășurate de domnul profesor inginer electronist Constantin s-a produs o electrocutare. Domnul avea lecția arcul electric de predat. S-a produs această electrocutare, a fost izbit cu capul de tablă și înțeleg că de aici a provenit decesul. Eu am venit imediat și am așteptat cam 45 de minute, perioada în care a fost resuscitat și în final s-a declarat decesul. Practic, ce vrea să facă domnul profesor în acel moment? Nu am absolut nicio informație privind modul de desfășurare. Pot să vă spun doar că îl cunosc sau că l-am cunoscut, un foarte bun inginer electronist. Mai mult de atât nu știu să vă spun. Colegii profesorului decedat spun că dascălul era un exemplu de profesionalism și că o eroare umană în manevrarea tabloului electric este aproape exclusă. Totuși, în ultimul timp, profesorul Constantin Ion avea probleme de sănătate, ceea ce ar putea justifica clipa de neatenție devenită fatală. Are doi copii, deci copii sănătoși, soția lui lucrează la noi la școală ca secretară. Și ce s-a întâmplat acolo la laborator, nefiind în școală, atâta ce am auzit că ceva, un accident electric, așa am auzit, care e adevărul, probabil că se stabilește de către organele de anchetă. Ca și profesor, ce fel de profesor era? Profesor electronist, foarte bine pregătit, probabil că din cauza unei probleme de sănătate, care știu că o avea avut o scăpare pe momentul respectiv. Mai bine să pensiona pe caz de boală, mai înainte, că cred că era mai bine. Știu că a avut glicemia la un moment dat și vreo 300-400. Unul dintre cei mai renumiți și cei mai buni și pedagogi. Nu știu ce să vă spun, pentru că realmente am ieșit din, nu știu dacă se cheamă anchetă, dar trebuie să dau relații cu privire la ceea ce solicită. Practic, ce s-a instituțiile, deci nici asta nu știu dacă știu să vă spun la acest moment, deoarece accidentul s-a produs în timpul orei. Alte lucruri nu pot să vă, chiar nu știu ce să vă spun. Imediat după accident, poliția și ITM au deschis o anchetă, fiind vorba despre un accident de muncă. În jurul orei 14:30 am fost anunțați prin 112 că la acest liceu, Grigore Moisil, s-a întâmplat un accident. Un cadru didactic, făcând un experiment în clasă cu elevii, se pare că a fost electrocutat. Ne-am deplasat, poliție, parchet, ITM. Începând de la momentul ăsta, vom demara cercetările. Constantin Ion avea 55 de ani, era căsătorit și avea doi copii. Soția dascălului activează la aceeași unitate de învățământ ca secretară.